Universul la feminin. Universul la feminin. Bună seara, dragi prieteni! Cred că deja s-a întunecat afară și de asta vă spun bună seara. Vorbeam mai devreme cu două dragi prietene și spuneam că niciodată nu știu când este bună seara și când este bună după amiaza. Acum știm pentru că ne apropiem de sărbătorile de iarnă. Iată ce vă propunem pentru astăzi, pentru ediția noastră de astăzi. În primul rând, aș vrea două lucruri să spun așa, din punct de vedere logistic. Dacă internetul meu se va opri, puțin pentru câteva secunde, să nu vă faceți probleme. Adică că... să intrăm cu toții. O secundă. Am să rog și pe, prietenii noștri de la Trupa Nord să-și arate fețele. I-am auzit deja. Să fim cu toții de la început. Haideți, vă așteptăm să vă arătați și, voi. Și rugămintea este să oprim microfoanele și vorbim pe rând ca să nu, se audă zgomote. La fiecare dintre noi se pot auzi zgomote. Da, imediat. Bun, haideți să oprim microfoanele pentru moment. Bine? Și mă lăsați să desem ediția unui șitorii noștri de dintotdeauna. În primul rând, le mulțumim că ne sunt alături de fiecare dată. În studio este Alex Brucker, colegul meu, cu care am bucuria, plăcerea și mă simt foarte în siguranță să ținem emisiuni împreună, cam din 2013, și îi mulțumesc mult de tot. Aș vrea să vorbim astăzi despre o temă, să spunem, generoasă din punct de vedere al dezbaterii. Este vorba de egalitatea de gen, cu multele ei interpretări, fațete, dar vom intra și vom porni discuția într-un mod, să spunem, riguros, plecând de la o definiție. Pentru această temă am invitat să ne fie alături două doctorande, despre care aș vrea să vă vorbesc în câteva cuvinte. Și apoi, puțin mai târziu, vom asculta Trupa Nord. Întâi ne vom întâlni cu ei și Doru Ciutacu, care este solistul, ne va prezenta și pe colegii lui. Cam asta ar fi sumarul. Spre sfârșitul ediției am o surpriză de suflet pentru o prietenă dragă, a cărei zile este astăzi, dar vreau să vă țin așa în suspans până la sfârșit. Iată, avem aici împreună cu noi, nu pentru prima dată la emisiunile mele de la Radio Shalom, pe Corina Popa. Ea este președinte fondator al Școlii de Gramatică, realizatoarea emisiunii Next, Educația Viitorului, doctorand în domeniul studiilor culturale la CESI. O să ne povestească imediat tinerele noastre prietene ce înseamnă CESI și ce se întâmplă cu doctorantura de acolo, cu a doua teză de doctorat din sfera teoriilor educației. În prezent, Corina își desfășoară activitatea de cercetare în domeniul neurolingvisticii aplicate educației la Asociația Spaniolă de Lingvistică Cognitivă. Este membru al comunității de cercetare Educational Role of Language, cu o primă teză doctorală în domeniul lingvisticii, autoarea volumului despre educație și donchișotisme și coordonatoare a seriei Jurnalul călătoriei lui Gramolino, cu legere de gramatică. Corina abordează în articolele și în conferințele sale teme din sfera educației și a lingvisticii. Sigur, poate vi se pare puțin, să spunem, academic, dar veți vedea și veți regăsi în Corina o persoană caldă și cât se poate de apropiată. O avem de asemenea pentru prima dată la
Radio Shalom în emisiunea mea, dar nu pentru ultima dată, așa cum am apucat să o simt, pe Adriana Șerban. Ea este doctorand la același Centru de Excelență în Studiul Imaginii, CESI, din cadrul Universității din București, unde a absolvit și studiile de masterat. Cercetarea Adrianei urmează o abordare interdisciplinară a reprezentărilor cinematografice cu tematică postumană, explorând contribuția psihanalizei lacaniene asupra teoriilor feministe. Și o să am eu o întrebare despre ce înseamnă feminist, feminitate, pentru că, iată, eu am aici și eu niște, permit și eu niște mici păreri așa de nespecialist. Prin lucrarea Adrianei, ea își propune să ofere o mai mare vizibilitate abordării psihanalitice în studiile culturale din spațiul academic românesc. Poate vi se pare puțin, să spunem, special, dar veți constata că este foarte interesant. Acum aș vrea să-l întreb pe Doru Ciutacu dacă el vrea să prezinte acum trupa, pe el și trupa, sau vrea să aștepte să începem discuția. Cum vrea el? Te ascultă? Mie îmi pare bine că ai răspuns cu câteva acorduri muzicale, mă face să mă simt mai bine. Doru, te rog să prezinți colegii tăi de trupă. Bună seara, ne bucurăm foarte mult că suntem alături de dumneavoastră. Eu sunt Doru Ciutacu, alături de colegii mei din trupa Nord. Este Ionuț Drăghici, basistul nostru. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Și Cătălin Techiu. Bună seara! La chitară. Eu sunt Doru, solistul. Așa, cu voi o să vorbesc puțin mai târziu, să stați aici împreună cu noi, că nu se știe când vă pică vreo întrebare așa despre egalitatea de gen, așa că pregătiți-vă să fiți așa. Văd aici că Alex a fost cel care a pus două acorduri muzicale, nu voi, și mulțumesc lui Alex. Vreau să vă spun că trupa Nord este din Brăila, un oraș drag sufletului meu, deși eu nu am rude în Brăila. Consider că este unul dintre cele mai cosmopolite din trecutul nostru istoric și de o frumusețe cu totul și cu totul special. Și cu asta, pentru moment, închei cu rugămintea să facem liniște și să o întrebăm pe Corina. Corina, care a fost primul tău gând în timp ce vă prezentam? Te-am luat tare! Da, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație. E o plăcere de fiecare dată să fac parte din povestea Universului la Feminin. Și gândul care mi-a trecut prin minte a făcut așa un salt în timp și a ajuns la o conferință la care am participat împreună în cadrul Parlamentului României, tocmai despre egalitatea de gen în educație și conferința a avut în vedere învățământul preuniversitar. O ocazie foarte frumoasă să discutăm împreună despre modul în care în învățământul preuniversitar, acel curriculum național atât de dezbătut, ar trebui să includă și ore despre egalitatea de șanse, și în manieră generală și în manieră particulară când vorbim despre egalitate de gen. Am prezentat atunci o imagine trimisă de NASA în spațiu cu un bărbat în prim plan. Este imaginea prin care umanitatea a vrut să se ipostazieze în fața comunității extraterestre și țin minte că am luat atunci cuvântul revoltată că încercăm să-i păcălim pe extraterestri și că în prim plan stă bărbatul care salută, iar femeia era în plan secund într-o poziție statică, ceea ce pe mine m-a intrigat și cred că ar trebui să construim imagini care să exprime această diversitate, nu doar să încercăm să recurgem de fiecare dată la stereotip pentru clasica simplificare. Cred că putem gândi mai departe. Putem gândi mai departe. Mă gândeam așa și vă propuneam în gândul meu, nu știu dacă a putut pătrunde gândul meu până spre voi,
să pornim într-un mod, să spunem, care să ne ordoneze puțin ziua de astăzi și discuțiile pe care le vom avea și care nu se vor axa strictamente pe egalitatea de gen, pentru că vom merge și spre teme, să spunem, actuale, apropierea Crăciunului, a sărbătorilor și așa mai departe, dar vom ajunge și acolo. Aș vrea să vă dau o definiție de la care aș vrea să pornim. Iată ce am găsit eu, sigur, definiții sunt mai multe, dar eu m-am oprit aici. Egalitatea de gen este atunci când femeile și bărbații se bucură în aceeași măsură de bunurile cu valoare socială, de oportunități, de resurse și recompense. Scopul nu este ca femeile și bărbații să devină la fel, dar ca posibilitățile și șansele lor de viață să devină și să rămână egale. Mi s-a părut interesantă ca și ofertantă definiția, pentru că, în definitiv, și dați-mi voi aici două lucruri să vă lansez. Eu, una, nu sunt o feministă. Cred în valorile feminității, cred în faptul că femeia rămâne într-un anume fel pur feminină. Dar de aici până la feminitate este un drum pe care încă omenirea nu a fost pregătită până acum să-l parcurgă. Și domnii trebuie să ne dea la un moment dat părerea lor despre asta. Ce aș vrea să vă spun, că deși nu cred în acest lucru, cred că sunt foarte multe calități pe care femeia le are și care nu sunt insuficient valorificate prin pozițiile sociale pe care ea le ocupă. Ce vreau eu să spun pe românește este că trebuie să depășim, și noi aici suntem cam în urmă, ideea de femeia la cratiță și să o lăsăm puțin și spre o carieră, spre o altă evoluție și, de ce nu, să lăsăm ca în anumite ocazii bărbatul să ne probeze talentele pe care, iată, și femeile le au, să spunem, ca educație de milenii din generație în generație. Aștept să mă contraziceți dacă nu sunteți de acord. Ridicați mâna și vă ascult. Te rog, Adriana, dragă, mă bucur că ești aici cu noi. Te rog. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Referitor la ce spuneați despre feminitate, sunt perfect de acord, pentru că pe mine mă interesează abordarea psihanalitică în studiile feministe, care valorizează această diferență dintre a fi masculin și a fi feminin. Iar a fi feminină presupune a fi vulnerabilă și a accepta această vulnerabilitate, a avea un corp vulnerabil în primul rând. Ceea ce într-o oarecare măsură contravine teoriilor despre gen care tind să neutralizeze diferențele dintre noi în virtutea numele egalității de gen, pentru că știm foarte bine de-a lungul timpului femeile au fost reduse la această funcție reproductivă a lor, iar și restrânse spațiului domestic, pe când bărbații au avut acest privilegiu al spațiului public și al realizărilor culturale. Dar trebuie să vă întreb de ce spuneți că nu sunteți feministă, pentru că din moment ce realizați această emisiune în care iată, oferiți spații de expresie unor... Mă bucur că te-am provocat și mă bucur și eu vreau pe domnii aceia drăguți care mustăcesc acolo, eu aștept și părerea lor. Eu cred așa, cred că există o componentă feminină în absolut orice om pe lume, da? Poate să fie femeie sau bărbat, și există o componentă mai puternică, indiferent dacă ea este de natură fizică sau psihică sau de altă combinație din lumea asta. Deci am spus că eu nu cred în feminism, pentru că feminismul, ca definiție, și am avut emisiuni pe această temă, am evoluat și eu, să nu spuneți la nimeni, că la început eram și eu, na, gândiți-vă, în secolul trecut, că eu atunci sunt născută, în secolul trecut mi-a și spus cineva că sunt în secolul trecut născută, foarte mulți suntem născuți în secolul trecut, într-adevăr, femeia era la cratiță și mai și împletea din când în când, când mergea la serviciu, o să povestim în altă emisiune. Deci spuneam că a fi feminist, una din definițiile de bază este că femeia se poate descurca singură, fără
ajutorul sau sprijinul sau contribuția unui bărbat. După părerea mea, sinceră, conștientă fiind de direcția în care merge lumea și flexibilă în a înțelege multe puncte de vedere, consider că există un rol pe care femeia îl îndeplinește și un rol pe care bărbatul îl îndeplinește din perspectiva a ceea ce tu ai spus, a continuării speciei, da? Asta nu se poate schimba. Prin urmare, eu cred că o femeie, nu neapărat tradițională, are nevoie din această perspectivă de un bărbat. Orice altă interpretare poate fi de natură de surogat, dacă vrei. Da, femeile pot să spună, da, eu nu mai am nevoie și, iată, vreau să spun că noi acum mergem într-o altă direcție decât cea la care ne-am gândit inițial, dacă ești de acord cu mine, dar măcar e provoacă ceva discuția. Da, și din această perspectivă, nu sunt o feministă, nu sunt o feministă. Feminină pentru mine înseamnă nu neapărat vulnerabilă și nici fragilă. Eu nu m-am considerat niciodată nici vulnerabilă, nici fragilă, dar vreau să cred că există o anume doză de acel ceva pe care un bărbat îl vede la o femeie. Acum vorbim de legătura tradițională, nu că aș rămâne eu cantonată în ea, dar eu așa cred. Voi ce părere aveți, domnii mei, tinerii mei, domni, sunteți tineri, eu sunt de acord, dar tot trebuie să aveți o părere despre feminism și feminitate. Să vă ascult. Bineînțeles, subiectul pe care ne-l propuneți este într-adevăr provocator, dar în același timp e destul de delicat și foarte vast. În același timp am întâlnit familii în care femeia aducea bani în casă, iar bărbatul cumva ajuta să, în întreținerea mediului ambiant, îi susținea pe copii în nevoile lor zilnice. Am întâlnit și opusul, bineînțeles, și cazuri în care, bineînțeles, lucrau pe picior de egalitate, deci de asta consider că subiectul e destul de delicat și variază de la individ la individ. Dar sunt foarte de acord cu ceea ce ați zis, pentru că trebuie să depășim cumva perioada aceea în care femeia trebuia să stea la cratiță și să oferim libertate de alegere, pentru că există o diferență. Fiecare poate să facă ceea ce dorește, iar dacă femeia dorește să se afirme, e dreptul ei să o facă și trebuie să susținut în această direcție. Și îmi place foarte mult. Te rog să-mi spui, te rog, nu te supăra, spune-mi cum te cheamă, pentru că eu... Mă numesc Cătălin Techiu. Cum? Cătălin Techiu. Cătălin, da, Cătălin. Îmi place, în primul rând îmi place că avem păreri. Credeți-mă, e lucru cel mai important pe lumea asta, este că avem păreri, ni le spunem și ni le susținem cu argumente. Adriana, sper că ai înțeles punctul meu de vedere. Eu continui să accept orice punct de vedere, dar al meu, care poate sunt cumva conturată într-un anume fel, eu ca individ vorbesc. Asta este părerea mea despre feminism și feminitate. Uite, tu ai spus-o pe a ta, ai spus că feminitatea incumbă fragilitate, vulnerabilitate. Pot să fiu de acord până la un punct. Da, pot să fiu de acord cu treaba asta. Și nu te supăra că sunt așa directă și nici nu vreau să intru pe domeniul de cercetare. Acum, dacă suntem la tine, vrei să ne spui domeniul tău de cercetare pentru doctorat? Eu fac o cercetare interdisciplinară care îmbină și teoria psihanalitică și teoriile feministe și vreau să aplic asta în cinematografie. Cumva am plecat de la celebrul eseu al Laurei Mulvey, Visual Pleasure in Narrative Cinema, în care acolo problematizează noțiunea de male gaze, adică privirea masculină care obiectifică. Și m-am gândit să fac așa o analiză cumva și cronologic în ce fel a evoluat în timp teoria analitică din studiile de film și în direcția asta aș vrea să... Mi se pare foarte interesant.
Acum aș vrea puțin, Corina, să orientăm tot acest concept, ca să fie mai aproape de ascultători, pe care eu am să rog pe Alex, dacă sunt întrebări, să ni le pună aici pe chat sau pe WhatsApp, cum crede el. Ce aș vrea să spun, rolul educației, educația în această, adică eu aș vrea și eu văd educația mai largă, care să primească toate aceste lucruri și să le poată explica. Sigur, ne întrebăm, mai ales după alegerile parlamentare la care am participat cu toții, ne-am exercitat acest drept și acum ne întrebăm de ce sunt femeile subreprezentate în poziții cheie, în poziții de decizie. Sigur că am putea să facem o diagnoză, am putea să facem o radiografie a situației actuale, dar eu cred că totul pornește de la educație și mizez pe capacitatea educației de a combate aceste stereotipuri. O să vin cu un exemplu clar dintr-un manual de gramatică pentru gimnaziu. Tata i-a făcut cadou mamei o mașină de spălat. Da, a priori, femeia este reprezentată în acest cadru casnic, iar cel care are capacitatea, da, de a face un cadou, persoana ipostaziată într-un rol superior, este tatăl. Sigur, poate suprainterpretăm, dar părerea mea rămâne că stereotipurile sunt filtre cognitive care surprind însușiri ale unor persoane sau ale unor grupuri, în timp ce le opacizează pe altele. Și trecând prin școală și văzând modelele literare, sau mai bine zis, interpretarea lor, căci eu nu am nicio problemă cu operele literare din programă, ci cu interpretările pe care le generăm și le perpetuăm pornind de la acele modele. Intelectualul însetat de absolut, care se îndrăgostește de femeia mondenă cu preocupări mărunte. Deja vorbim despre tipologii de personaje, se perpetuează aceste stereotipuri. Am vorbit acum despre vârstele mari, dar să ne gândim la copilași învățați că fetele trebuie să fie niște prințese aranjate și delicate, în timp ce băieții sunt puternici și de fiecare dată trebuie să-și țină lacrimile, nu? Căci boys don't cry. În primul rând, trebuie să ne acceptăm și să ne valorificăm vulnerabilitățile noastre, indiferent că suntem tineri sau bătrâni, că facem parte dintr-o cultură sau din alta, că suntem femei sau bărbați. Asta ar trebui să ne ofere educația, o libertate de gândire, pe de o parte, și pe de altă parte să ne învețe să nu mai judecăm. Ideea asta de a nu mai judeca, de a nu pleca de la propriile tale percepții despre ceva și a încerca să extrapolezi mergând pe calea ta, ci cumva de asta am pornit și cu o definiție, de a-ți obiectiviza, să spunem, sper că nu e un barbarism, de a face să fie mai obiectiv punctul tău de vedere, de a-l încărca cu o substanță reală și nu în ultimul rând, de a-l încărca cu oamenii pe care tu îi ai. Eu fac multe lucrări aici, ce fac e voluntariat, dar în lucrările pe care eu le fac, unele ies mai largi, mai dezvoltate, unele mai puțin. De ce? Pentru că lucrăm cu materialul clientului. Și atunci eu, indiferent cât de bine aș vrea să fac ceva, sau oricare dintre noi, trebuie să plecăm de la ideea că produsul meu, al gândirii, a orice ai vrea, merge la un anumit public, la un anumit destinatar, la un anumit beneficiar. Și atunci acolo noi trebuie să facem mai mult, să educăm acel tronson. Am să vă spun ceva ce n-am spus în altă emisiune, că eu stau bine cu memoria, deci mai bine decât la tinerețe, să mă explicați voi care o fi explicația, de eu sunt mai bine acum cu memoria decât în urmă cu ani. De multe ori am invitați cum sunteți voi, care nu sunteți evrei, sunteți prietenii mei, prieteni
fără prejudecăți, și mă întreabă, dar cu tărică evreică de ce a venit la tine în emisiune? A primesc asemenea întrebare și nici nu știu ce să răspund, pentru că sunt prietenii mei, pentru că noi trebuie să nu avem prejudecăți de vreun fel. Pretutindeni sunt și oameni buni, oameni mai puțin buni, oameni mai educați, mai puțin educați, ca să nu mai spun de clișeele care vin în legătură cu evreii. Ori ei sunt exact cum este societatea în care trăiesc. Cred că am vorbit mai mult ca în alte ediții, dar asta pentru că vă plac pe voi foarte mult. Îmi place imaginea pe care o am pe ecran. Voi toți tineri și frumoși. Doru, aș vrea puțin să știu despre voi ca oameni, că suntem oameni aici și o să vă obișnuiți în timp cu mine. Prietenii intră și nu mai ies din cercul prietenilor. Doru, spune-mi, ce studii faci tu acum? Eu sunt în prezent student la 3 facultăți, sunt în anul 3. Studiez muzică, teatru și literele la secția de engleză. Și anul acesta am două licențe. Pregătesc două proiecte de licență. Îmi șoptise mie așa cineva. Aș vrea încet, încet, așa, fiecare să spună ce vrea, deci despre el. Suntem acum la voi și puteți să-mi spuneți despre apropierea Crăciunului, puteți să-mi spuneți despre un vis pe care îl aveți, despre ce vreți voi, cu ce vreți voi să circulați across the world, pentru că această emisiune chiar circulă în lume și o să o auziți în Atlanta, veți avea și comentarii de acolo, Corina, cred că e cu noi pe recepție, Mada, și nu numai, avem din Canada, avem din Australia, avem din Europa, așa încât aș vrea să plece un gând al vostru de aici. Dacă vreți să vă mai gândiți, cum vreți. O să spunem, chiar mă gândeam la un lucru destul de interesant, pentru că a spus de acest moment în care ne aflăm sau ne apropiem cumva de el, de Crăciun. Pentru mine personal, Crăciunul este foarte important, este o energie extraordinară, o vibrație destul de pozitivă și cumva nu întâmplător am încercat să aducem în relief, să spun, acest proiect fix în această perioadă a anului, pentru că este o bucurie enormă și noi asta încercăm prin acest proiect, să aducem în viețile oamenilor bucurie, fericire și dacă pot lua exact ce este frumos din piesele noastre, un vers, un gând sau orice, ne-ar bucura foarte mult. De fapt, acesta este scopul nostru. Exact. Vreau să rămână fiecare dintre cei care ne ascultă cu un mesaj, cu o idee de la noi, pentru că noi suntem siguri că piesele noastre se adresează oricui. Practic, oricine se poate regăsi în ceea ce noi cântăm. Și asta pentru că piesele sunt inspirate cumva din poveștile fiecăruia, nu doar din poveștile noastre de viață și considerăm că fiecare om poate într-un anumit moment să se regăsească, cum a spus John, într-un cuvânt, într-o idee. Încercăm să abordăm atât un stil propriu de compoziție prin texte făcute de noi înșine, dar avem pe de altă parte și piese compuse pe versuri de poezii, cum e una dintre piesele pe care urmează să le scoatem. Nu o să vă dăm prea multe detalii ca să nu vă stricăm surpriza, dar vă spunem măcar că este vorba despre o poezie scrisă de Nichita Stănescu și cu ocazia Crăciunului vrem să vă mai pregătim încă o altă surpriză vouă tuturor. Este următoarea noastră piesă, se numește Lumea Ta și ar trebui să fie lansată destul de curând. Când? Undeva chiar 1 ianuarie, în prima zi a noului an, atunci am zis că ar fi o dată extrem de interesantă pentru a lansa și cumva pentru că piesa am zis să se numească Lumea Ta, am zis să fie un nou început, să lăsăm în urmă ce s-a întâmplat în acest an și să avem cu toții parte de un nou început și să privim lucrurile și lumea în care ne aflăm să o privim altfel. Într-o viziune mult mai pozitivă și mai frumoasă față de cum am privit-o până în acest moment. Foarte frumos.
dragi prietene și dragi prieteni, se mai aud cum intră mesajele, cum intră întrebările, sunteți în atenția publică mai mult decât, chiar mai mult decât m-am gândit. Și cred că bucuria pe care eu o am fiind aici cu voi, eu vă spun voi, nu e legat de faptul că sunteți mai tineri, eu spun voi la toată lumea, sunt pe manieră mai directă și cred sincer că nu în asta stă respectul meu pentru voi, pentru că vă respect. Aș vrea să spun, mai multe aș vrea să spun. În primul rând, pentru că suntem cu voi acum cu trupa Nord, de ce s-au gândit ca numele trupei să fie Nord și de ce nu altfel? Aveți o întrebare. E o întrebare foarte bună, pentru că ne-am gândit foarte mult timp la ce nume să alegem. A fost o dezbatere destul de lungă, pentru că inițial chiar ne gândeam că poate Nord nu a sunat bine. A fost prima dată propunerea lui John, basistul nostru, și ne-am gândit multă vreme dacă să rămână Nord sau dacă să mergem pe o altă variantă. Dar în același timp am ales Nord pentru că e sonor, e scurt și destul de la obiect. Nu toate lucrurile trebuie să aibă o semnificație, dar noi am venit pregătiți și în direcția aceasta. Dacă ne gândim, Nord este un punct cardinal destul de important, știți? E poate chiar puțin mai important decât celelalte, pentru că atunci când oamenii sunt pierduți, caută să se uite către Nord, caută direcția. Busola. Direcția busola. Către Nord. Asta, în logo-ul nostru, veți găsi și o busolă. Și acum ne reîntoarcem la ceea ce ziceam mai devreme, pentru că sperăm ca fiecare să poată să se regăsească în piesele noastre, de aici și numele. Nord, poate la un moment dat, va lua și forma unui personaj, un personaj care se poate transpune în pielea fiecăruia dintre noi. De asta am și scris povestea lui Nord și nu povestea Nord. Da, eu sunt, mi se pare foarte, foarte, cum să spun, logică. Eu sunt prin formație, dacă vreți, puțin mai logică. La mine trebuie să aibă și un sens, deși am învățat cu ani că natura inspirațională este extrem de importantă și străbat o epocă a dezvoltării mele care merge în direcția, să spunem, a dezvoltării spirituale. Avem aici o întrebare de la o ascultătoare. Doamna doctor, ar trebui să vă spun și specialitatea, dar rămâne doamna doctor Ioana Silion, care întreabă, care spune: identitatea de gen trebuie păstrată, nu putem omogeniza femeile cu bărbații. Este, iată, o părere. Comentează cineva perspectiva până la sfârșitul secolului, când nu se știe cum va fi? Adriana, vrei? Sau vrei? Din punctul meu de vedere, identitatea de gen, vorbim despre un construct social, despre ceea ce Judith Butler numea acte ale performativității genului, adică vestimentația, machiajul, uneori atitudinea, dar toate acestea sunt învățate, educate la nivel cultural și nu au cumva nicio bază anatomică, să spunem. Adică identitatea de gen, nu știu cum să... Din punctul meu de vedere, da, sunt de acord că diferențele, aș reformula mai degrabă că diferențele ar fi bine să fie asumate, înțelese și respectate și să... Faptul de a fi diferiți nu exclude egalitatea în drepturi, adică noi trebuie să ne... Da, asta aș vrea să spun, că trebuie să ne integrăm armonios diferențele în așa fel încât nimeni să nu fie nimeni oprimat sau exploatat de către celălalt, dar în același timp să ne acceptăm aceste diferențe dintre masculin și feminin. Să ne integrăm diferențele, mi se pare fantastică exprimarea ta, extraordinară. Pentru că, până la urmă, diferențele dintre noi sunt complementare.
Întotdeauna o femeie, știi, se spune în spatele oricărui bărbat este o femeie, de succes este o femeie. Nu, în spatele oricărui bărbat este o femeie care știe mai mult sau mai puțin să-l sprijine în momentele grele. Și am senzația că mai repede poate sprijini o femeie un bărbat decât să fie ea sprijinită de un bărbat. Ia, acum merge și experiența, știi cum e. Asta e. Cred că a sprijini nu înseamnă că, știi, merg acum, eu sunt oia cu bătrâneții tale sau tinereții tale și tu sprijină-te ca să poți să mergi. Nu, e vorba de un sprijin cu mult mai important, sufletesc, mai ales în epoca pe care o străbatem acum. Și ia, hai să vorbim puțin, pentru că totuși este o emisiune dinaintea Crăciunului, dragii mei, dați-mi voie, deci trebuie să vorbim puțin. Cum încheiem noi anul 2020? Aș vrea să vă aud. Per total, cu plus, cu minus, cu o stare bună, cu o stare mai puțin bună, cine începe? Cu foarte multe lecții. Căci dacă vorbim despre identitate, vorbim despre un proces continuu de devenire a noastră, un proces de învățare, și 2020 a fost un an care mi-a multe fațete ale mele și ale devenirii mele și un an în care am învățat câteva lecții. Pe de o parte, o lecție despre optimism și despre adaptare. Prin natura mea, poate aș părea uneori cu atitudine donchihotescă, dar am învățat că acest optimism, care îl asum ca atitudine de fiecare dată, este o alegere radicală, cum spunea regizorul Guillermo del Toro. Optimismul este o alegere radicală, necesită curaj și permanentă adaptare și capacitatea de a vedea de fiecare dată o lecție constructivă în dificultățile pe care le întâmpinăm. Mi-a mai adus ceva valoros 2020, posibilitatea de a intra ca doctorand în acest departament excepțional, inter- și pluridisciplinar pe nume CESI, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, un departament care m-a convins că merită cu adevărat ca oamenii să rămână și să facă cercetare și în România, căci nu este un spațiu deschis. Multe dintre cercetările din cadrul acestui departament au conexiuni bine, bine fundamentate cu universități din străinătate. Cercetarea este deschisă, este pluridisciplinară. Anulează granițele dintre lumi, pentru că nu putem să avem o viziune unică, nu putem să rămânem într-un spațiu închis. Deja, dacă tot vorbeam despre o identitate, vorbim și despre o cercetare globală. Deci, cu multă bucurie închei anul, cu toate că au fost unele lecții dificile, cu bucuria de a o fi întâlnit pe Adriana și de a avea discuții frumoase despre cercetările noastre, cu toate că noi față în față nu ne-am văzut niciodată. Wow. Cu gândul la o distinție pe care o fac adesea în fața copiilor, pe care încerc să-i învăț modul în care se diferențiază semantic substantivul vis în funcție de plural, vise și visuri. Visele care le avem noi noaptea sunt diferite de visurile, de aspirațiile noastre. Aceste cuvinte sunt omonime parțiale și, apropo de visuri, cred că 2020 ne-a învățat că în fiecare dimineață merită să ne trezim pentru visurile noastre. Spun adesea că pentru vise adormim și pentru visuri ne trezim. Da, foarte, foarte frumos. Acum, știi ce se întâmplă? Nu m-am așteptat ca emisiunea asta să fie atât de scurtă. Deci, chiar pe mine m-a luat pe neașteptate cât de scurtă devine ea și cât de ascultată este ea la ora asta. Așa că, înainte de... Da, vrei să spui ceva, Doru? Nu, am pentru voi o întrebare imediat. De fapt, nu e o întrebare... Numai o secundă, că după cum vedeți și voi și pe chat avem întrebări. Avem așa, tot de la, din partea Ioanei, îți mulțumesc, Ioana, că ești alături de noi. Ce inspiră
ce vă inspiră, adică pe voi de la trupa Norda, ce inspiră când creează muzică, ce genuri muzicale le plac, ce artiști îi inspiră. Să știți că doamna doctor care a întrebat asta este foarte talentată în domeniul muzicii, nu pot să spun mai mult. Așa, vă rog. Pot să spun eu? Da. Am ceva de... Este destul de interesant pentru că dacă vorbim de genurile muzicale pe care le ascultăm așa în timpul liber, în afara proiectului, cumva este un sincretism pentru că pornim de la muzica clasică. Totul de acolo a pornit, bineînțeles. Dacă nu era muzica clasică, nu exista ceea ce ascultăm în zilele noastre. Asta este clar din start. Și clar, toți am studiat această muzică și de aici voiam să pornesc. Ascultăm și muzică clasică, și muzică rock, muzică veche, blues, de unde s-au început toate lucrurile mai moderne, să spun, de la blues și jazz. Chiar și muzica comercială pe care o auzim în zilele noastre, bine, nu chiar toată, dar într-adevăr noi suntem foarte diversi și încercăm să ascultăm, să ne inspirăm din foarte multe stiluri și să încercăm să aducem elementul nostru în piesele pe care le compunem, pe care le scriem. Mulțumesc mult de tot! O să citesc imediat, am vreo două lucruri importante de la ascultătoarea noastră, top numărul 1 a Radio Shalom. Eu n-am să uit niciodată că e din emisiunea noastră provine, dragi prieteni. Am o întrebare, cred că e pentru tinerele noastre prietene. Cum văd la timpul viitor impactul pe care conceptul de identitate de gen, sub multe aspecte, îl poate avea asupra relațiilor interumane? Dacă vreți să vă mai gândiți, între timp mai pot citi ceva. Eu spuneam înainte și cum vedeți e perspectiva sfârșitului de secol și cumva legat am impresia. Acum citim ce a scris doamna doctor Marinela Ivan. Ce să fac dacă sunt numai doctor? Asta e, acum nu, deci n-am ținut eu neapărat. Nu sunt doctori în medicină toți. Bună seara, Serena, Alex și tuturor, o temă de mare actualitate, de mare complexitate, dar și de mare interes. Cred că, indiferent de generație, există un tip de rivalitate bărbat-femeie, femeie-bărbat, care hibernează, cu ghilimele, undeva în subconștient și care se poate manifesta în diferite situații în care unul sau celălalt are vulnerabilități. Educație, cultură, evoluția spiritului, îi spun cuvântul, cu atât mai mult într-o societate ca a noastră, în care prejudecățile sunt încă atât de prezente. Mi se pare foarte interesant. Dacă vă simțiți inspirate să răspundeți fie la întrebarea cum vedeți perspectiva egalității de gen, aș adăuga eu spre sfârșit de secol, iată că oamenii au o minte... De lungă distanță și e greu să faci o extrapolare în momentul ăsta, să extrapolăm ce. Este foarte greu. Aș vrea să-l rog pe Alex, pentru că timpul zboară, să pregătim, am vrut două melodii, vă spun drept, dar discuția a fost și este foarte captivantă cu voi și cu ascultătorii care, iată, sunt alături de noi. Încât nu știu dacă o să avem loc pentru două bucăți muzicale, îl las pe Alex, pe care aș fi vrut să, dar poate cu alt prilej îl cunoașteți, pentru că este, nu vreau să-l laud așa. Cred că a ales el bucata trupei Nord pe care o să ne opună și aș mai vrea, pentru cazul în care nu o să am în final destul timp pentru felicitări, să spun la mulți ani unei dragi prietene de la Cluj, pe care o cheamă Judith Barry Kraus și a fost de curând într-o ediție a noastră. Astăzi este ziua ei, îi dorim la mulți ani. Și ce să mai spun? Alex, dă-mi un semn când vrei să punem piesa trupei Nord. Între timp, tinerele noastre prietene se pregătesc pentru că Adriana trebuie să ne spună cum s-a desparte de anul 2020, în ce fel. După care sper să avem timp să vorbim despre Crăciun și Hanuka, pentru că amândouă sunt sărbătorile luminei și ale miracolului. Alex,
așteptăm numai un pic. Vreau să vă spun între timp, pentru că eu, uite, nu pot să tac, m-ați inspirat acum. Mi-am cumpărat o măsuță pentru laptop și acum am înnoit-o împreună cu voi la această ediție. Este grozavă. De-aia mă tot mișc așa, cu măsuță cu tot. Gata, ascultăm. Ascultăm după noi. Am fost ca niște zei, umblam prin lumea mare și speram să dăm replay. Dar visul s-a oprit. Un singur glas pătea de atâtea amintiri și tu erai starea mea, un univers plin de culoare. Tu erai totul în lumea asta mare. Dar visul s-a oprit. Tot ce poți acum este să faci un trop. Tu, cum de iar ai dispărut și mi-ai lăsat sufletul pe raft încă o dată. Nu mă mai întorc din drum. Sunt undeva departe, simt că mă scufund în mare. Inima te cheamă, vrei să fii un alt tu. Fă ce vrei, știu că îți încălzește sufletul. Te las și nu mă mai întorc. Lasă-ți fie dor. Privesc spre cer câte stele, dar mai știu eu care vecheau spre noi, luminând iubirea noastră mare. Visul s-a oprit. Când lăsat la vatră strigă după tine. Tu ai ales să pleci, să fugi sub clar de lună. Și marea plânge fiindcă nu mai suntem împreună. Timpul s-a oprit. Copil frumos, tu nu știi oare. Tu, cum de iar ai dispărut și mi-ai lăsat sufletul pe raft încă o dată. Nu mă mai departe, simt că mă scufund în mare. Inima te cheamă, vrei să fii un alt tu. Fă ce vrei, știu că îți încălzește sufletul. Te las și nu mă mai întorc. Sufletul pe raft încă o dată. Nu mă mai întorc din drum. Sunt undeva departe, simt că mă scufund în mare. Inima te cheamă, vrei să fii un alt tu. Fă ce vrei, știu că îți încălzește sufletul. Te las și nu mă mai întorc. Te las să-ți fie dor. Nici eu nu știu răspunsul pe care tu dorești. Sunt om, la fel ca tine, sunt muritor și eu. Dar cineva cunoaște problemele omenești. E unul care știe ce vrei și cine ești. Foarte frumos. Mie mi-a încălzit sufletul și, dragi prieteni ascultători, cred că veți vrea să ascultați de acum înainte trupa Nord. Vă arată drumul, vă arată cu bustola lor calea cea frumoasă spre sufletele noastre ale tuturor. Mulțumim mult, trupa Nord. Sunteți grozavi. Nu plecați, mai avem puțin și am senzația că în această formație ne vom mai întâlni. Adriana, n-am uitat că înainte de pauză te-am întrebat cum te desparte 2020 și ce speranțe ai pentru 2021. Cu speranța, în primul rând, mă despart cu speranța ca 2021 să
fie mai bun decât a fost 2020 din toate punctele de vedere. Și speranța să fim mai responsabili unii cu ceilalți și față de mediu înconjurător, pentru că problema, adică am avut o pandemie care ne-a scutuit așa, cred că pe fiecare, nu știu, într-un fel sau altul, dar mărturisesc că nu pot să împărtășesc totul optimismul debordant al Corinei, adică eu sunt un pic îngrijorată când văd că de Crăciun avem temperaturi aproape similare cu cele de Paște, deci iarna e aproape ca primăvara, sau nu știu să spun. Sunt fenomene, sunt fenomene, da, fenomene ce țin de schimbările climatice. Da, iar asta ține de noi. Asta ține de noi să încetinim, pentru că de oprit o să fie foarte complicat. Deci, da, speranța mea e să devenim mai responsabili, să fim mai conștienți și mai să avem o mai mare disponibilitate în a fi responsabili. Da, sub toate aspectele trebuie să fim mai responsabili noi ca oameni, pentru că suntem, în loc să ne integrăm naturii și mediului, am reușit să o transformăm într-un fel de, să spunem, inamic în care dăm și lovim și lovim fără să știm care este puterea de suportabilitate până la care se poate regenera sistemele. Asta e domeniul meu de activitate mai atins aici, dar nu vreau să mă lansez în discuție. Nu, nu. Dragi prieteni, aș vrea să spun ceva important înainte de a continua să ne bucurăm că câteva minute de apropierea Crăciunului. Aș vrea să spun că toate aceste lucruri, voi sunteți tineri și nu ați trăit acele momente dinainte de 89 și faptul că noi acum putem să ne exprimăm, să ne zâmbim, să ne spunem ce ne place, ce nu ne place, să fim noi înșine, îl datorăm unor oameni care atunci au murit și eu asta aș vrea să nu uite și nu numai eu, cred că foarte mulți din generația mea și după generația mea își dorește ca să nu uităm acei oameni, să nu uităm. Aș vrea să mai spun ceva în legătură cu sărbătoarea de care noi ne apropiem. Trebuie să știți că de multe ori se întâmplă ca în luna decembrie Hanuka, sărbătoarea pe care evreii au încheiat-o în urmă cu 2-3 zile. Noi am avut Hanuka, în care am mâncat gogoși prăjite, nu gogoși altfel. Nu. Este o sărbătoare asemănătoare și cu multe elemente ca ceea ce înseamnă Crăciunul, ca lumină, ca miracol, ca bucurie, ca suflet plin. Și aș vrea așa scurt să-mi spuneți un lucru frumos de pe masa, drag vouă, de pe masa de Crăciun. Ce vreți voi, ce vă e dor să mâncați de pe masa de Crăciun? Ce apucați primul lucru când punem masa? Cine începe? Băieții, vă că sunt deja pe gânduri. Nu știu dacă sarmale sau cozonac sau cum. Da, noi vorbeam aici, nu știam ce să alegem. Nu știm cu ce să începem, de fapt, că sunt foarte multe variante. Eu, de exemplu, iubesc cozonacul, cel cu nucă, cu cacao. Mai ales dacă este făcut în casă, exact cum trebuie. Și atunci îl simți și simți bucuria specifică. Când miroase în casa a cozonac. Da, acetină de braci a cozonac. Da, așa e. Ce întreagă atmosfera. Da, Corina? Adriana? Cozonacul bunicii mele, clar. Nu sunt o bucătăreasă pricepută, am timp să devin, căci doar identitatea este o permanentă construcție, dar de fiecare dată când aud cuvântul cozonac, mă gândesc la bunica mea, la bunica mea dragă care m-a crescut și care, apropo de identitate și de rivalitatea dintre femei și bărbați, că am lăsat aici niște întrebări cărora nu le-am răspuns și niște comentarii, bunica mea m-a învățat încă de când eram mică că în viață este esențial să valorificăm ceea ce ne aseamănă și să iubim ceea ce ne diferențiază. Foarte frumos!
Foarte. De acolo, da, pot să mă gândesc doar la toleranță când mă gândesc. E un pretext de declanșare a unei memorii interdiscursive, așa s-ar numi acest cuvânt în lingvistică. Mă gândesc la bunica, mă gândesc la toleranță, mă gândesc la diversitate, mă gândesc la iubire ca valoare umană universală de la care pornesc atâtea. Și mă mai gândesc la un citat cu care aș vrea să închei, al lui Gabriel García Márquez. Un om are dreptul să-l privească pe altul de sus doar pentru a-l ajuta să se ridice. Și tocmai de aici cred că trebuie să ne gândim la această bucurie a diversității și a capacității noastre de a-l ajuta pe celălalt să se ridice de fiecare dată, indiferent de diferențele care îl separă de noi și de ceea ce suntem noi. Adriana, ce iei tu de pe masa de Crăciun, primul lucru? Da, și eu tot cu cozonacul voi merge, la fel, sunt în pătă de acolo cu Corina și eu tot la bunica mea mă gândesc la cozonac și făcut de bunica mea. De asemenea, se pare că avem așa un lucru, iată, avem încă un lucru în comun, faptul că masa de Crăciun ne trimite cu gândul la bunicii noștri, bunica noastră și pe mine tot bunica m-a crescut și, da, rezonez cu totul cu ce a spus Corina. Eu vreau ca în această echipă, sau cum o să vreți, cum va fi viitorul și devenirea noastră pe termen scurt, nu lung, vă invit cu căldură pentru încă o ediție, pe fiecare dintre voi și pe toți. Și aș vrea să spun că Alex întreabă fetele dacă își doresc o anume melodie pentru încheiere, asta pentru ca să facem o mică egalitate, sau poate, trupa Nord vrea să ofere o melodie. Da, Doru. Spune. Înainte de a încheia, aș vrea și eu să răspund la întrebarea ce las eu sau ce lăsăm noi în urmă legat de acest an 2020, care pentru mine personal a fost un an surprinzător foarte bun. Nu numai că este anul în care am reușit să mă apropii de niște oameni cu care rezonez foarte mult și cu care am reușit să fac niște lucruri foarte frumoase. Este și anul în care cumva s-a încheiat o etapă din viața mea și asta reiese și din melodia Să-ți fie dor. Cumva s-a încheiat o etapă mai puțin plăcută, dar prin următoarea melodie a noastră, care se numește Lumea ta, se întrezărește speranța unui început mai bun, mai frumos, mai luminos, cu căldură în suflet și cumva ăsta e un mesaj pe care eu l-aș... E foarte frumos, foarte frumos ce ai spus. Alex, putem să punem melodia pe care Doru a menționat-o acum. Doru, mai poți să-i spui o dată melodia? Sau cred că și fetele or să o agreze melodia de la trupa. Noi avem melodia Lumea ta, dar care încă nu a apărut, dar cu siguranță atunci când ea va aștepta atunci. O să revenim cu Lumea ta la următoarea ediție, dar pe atunci cred că putem să alegem o altă piesă. Poate vom prezenta chiar la dumneavoastră. Apreciez mult, mult de tot, apreciez și vreau să-ți citesc, uite așa, aici, repede așa. Întrebări. Un ascultător spune ce frumoasă este melodia, cea pe care au ascultat-o. Cum se proiectează anul 2021 pentru invitați sau în general viitorul? Cred că asta trebuie să răspundem data viitoare. Cum se profilează viitorul? Găsim oare un cuvânt sau ceva prin care să profilăm viitorul? Viitorul, să zicem 2021. Am eu o propunere lingvistică. Te rog. Și anume să vorbim despre viitor la plural. Nu putem vorbi din punctul prezent despre viitor la singular. Vorbim de fapt despre ceva ce ar trebui să aibă această flexiune de plural, despre viitoruri, adică despre infinite posibilități pentru care noi trebuie să fim pregătiți. Și
nu vreau să mă gândesc acum la viitor, vreau să mă gândesc la viitoruri și vreau să îmi doresc să fim cu toții adaptabili și optimiști în fața tuturor posibilităților. Cu siguranță 2021 o să aducă multe greutăți, dar îmi doresc pentru acest an puterea de a merge mai departe și de a o lua de la capăt atunci când un drum se încheie. Adriana, cum vezi tu viitorul? Simt că o să mă repet dacă o să mai zic o asemenea de responsabilitate. Îmi place foarte mult ce spune Corina, adică i-am mai spus că îi place să lase oamenii fără cuvinte, adică după ce vorbește Corina nu prea mai ai ce să spui. Așa cum am mai zis, nu sunt neapărat cea mai optimistă persoană, adică place mai degrabă să fac contact cu realitatea și nu pot să ignor ce se întâmplă în jur și să... Da, dar noi trebuie să încercăm, altfel dacă nu ne creăm universul nostru, că suntem la universul la feminin, universul nostru de bunăstare interioară. Nimeni nu vrea altceva decât să se simtă bine el cu el. Și asta depinde de noi. Mă întreabă Alex acum, dacă tinerele noastre invitate doresc o melodie sau lăsăm să aleagă trupa Nord o melodie, nu mă zăpăciți la final acum, cine alege o melodie și care este ea, pentru că Alex așteaptă. Doru, deja tu ne-ai spus ce-ți dorești pentru anul viitor, pentru toată lumea. Corina a spus, Adriana a spus, dacă mai vrea cineva să spună, fetele au vreo melodie pe care vor să o asculte sau trupa Nord alege o melodie? În 3 secunde, 3, 2, 1, ce cântăm? De la capăt mă gândesc să cântăm, căci tot am avut o trupă care cântă în limba română. M-aș gândi, apropo de puterea noastră de a merge mai departe, indiferent de probleme, la melodia de la capăt, Voltaj. Ok. Alex, ai auzit ce a spus Corina. Dragi prieteni, a fost o bucurie pentru suflet să vă am aici, cu diversitatea noastră de opinii. Vă iubesc și vă aștept oricând într-o altă ediție. Vă mulțumesc și mulțumesc ascultătorilor atât de reactivi astăzi ca niciodată sau ca totdeauna. O săptămână minunată, vă îmbrățișez cu drag. Să ascultăm Voltaj. Vă mulțumim din suflet. Cântec de-ar fi viața mea, vesel, trist, tot l-aș cânta. Nu aș rata nicio notă. Râu de-ar fi, l-aș înnota, până la mare l-aș urma. Nu m-aș opri niciodată, știi că viața n-are buton de rewind, să poți să întorci ce-ai pierdut. Nu poți nici să pui pe pauză când nu știi ce-i de făcut. Dacă mâine noaptea n-ar mai avea vreo, dacă într-un aventur spre mine țări cale pleacă-n zbor atunci când e-n suflet iarnă. Poate nu le va găsi,
poate se va prăbuși, dar nu renunță vreodată, să știi. Aș zbura chiar și-o noapte întreagă spre zori în care ai fi tu. Ploile n-ar putea să înțeleagă de ce nu car când sunt tot. Să pot să iau de la capăt. Să pot să iau de la capăt. Să pot să iau de la capăt. Să pot să iau de la capăt.